Reghinenii pasionați de dacologie și istorie străveche au participat vineri la conferința cu tema Agatâri și stăpânii legitimi ai spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. Valentin Târcă s-a aflat pentru prima dată la Reghin și a adus în fața audienței un aspect interesant al istoriei neamului românesc. Ne aflăm aici ca să rescriem istoria neamului care locuiește în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic în parametri reali. Agatârșii, cel mai vechi și cel mai sofisticat popor al antichității, a fost atestat de către cel mai mare istoric cunoscut până acum, Herodot, și noi vom arăta că, de fapt, acest popor se întindea de-a lungul Carpaților, de sus din Tatra până jos în Balcani. Valentin Târcă se consideră un luptător al Ordinului Dragonului și prin activitatea sa încearcă să aducă la lumină adevărata istorie a dacilor și a agatârșilor. Cei interesați de acest subiect găsesc mai multe informații pe site-ul agatârsi.ucoz.com, pot intra pe contul de Facebook agartacod777 sau pot viziona filmulețul Agartacod, glasul străbunilor. Activitatea de vineri a început cu un moment comemorativ profesor Ioana Crișan, cea care le-a insuflat reghinenilor pasiunea pentru dacologie prin activitatea și cărțile publicate.